Ultima ședință de Consiliu Local din acest an a avut iz de sărbătoare. Directorul seminarului, Daniel Dascălu, preotul Teodor Cenușă și elevii ai seminarului au oferit în debutul ședinței un regal al cântecelor patriotice. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți asculta. Treceți batalioane române, carpații la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecător. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecător. Iar după ce sportivii de marca ai botoșanilor au fost premiați, a venit și rândul altor oameni de o inestimabilă valoare, fiecare în domeniul său. În palmaresul cetățenilor de onoare ai orașului este acum trecut și profesorul de sport și antrenorul Victor Baciu. Mă simt onorat să primesc această mare distinție, dar să știți că nu este numai meritul meu, este meritul și a dumneavoastră care sunteți în sala Consiliului Județean și nu numai, este meritul și a colegilor de la liceu cu program sportiv, și ceilalți de la clubul sportiv, ceilalți din țară. Un alt simbol al acestui oraș este Aglaia Corneanu, o doamnă distinsă cunoscută mai ales prin dăruirea sa pentru Fundația Ștefan Lukian. Și am ajuns la concluzia că fiecare dintre noi ne iubim orașul în care ne-am născut și că fiecare dintre noi ne respectăm geniile. Poate puțin sunt cei care știu că bazele Muzeului de Etnografie au fost puse de către Angela Paveliu Colaru. Deși de două decenii trăiește la Iași, inima îi rămâne la Botoșani. Mulți dintre dumneavoastră, privind aici, stimate doamne și stimați domni, sunteți atât de tineri, încât nu vă mai aduceți aminte de Angela Colaru, care a fost pe vremuri aici la Botoșani și de isprăvile ei de atunci. Poate m-ați mai văzut pe la televizor, ați mai auzit câte ceva despre mine, m-ați mai întâlnit când am poposit din nou la Botoșani. Iar nu în ultimul rând, scriitorul Dumitru Lavric și-a primit distinția, iar mulțumirea sa a fost adresată în versuri. Moto, de la Nistru până la Tisă. Doamne cel bun cu românii, multe războaie ne-ai dat. Morții noștri știu străinii în pământ îndepărtat. Niciodată însă, Doamne, n-am simțit mai mult năpasta, că vom mai răbda de toate cum răbdăm în vremea asta. Bun viața la moș, la moș ajung.